Campania este susținută și de Organizația Mondială a Sănătății, în cadrul acestea părinții fiind informați cu privire la beneficiile vaccinării și riscurile nevaccinării. Continuarea campaniilor de informare și de recuperare a vaccinării este imperios necesară în condițiile în care viețile a 59 de persoane, majoritatea copii, au fost curmate de rujeolă. Scopul acestor campanii este de a informa părinții despre beneficiile vaccinării pentru a alege să-și protejeze copiii în cunoștință de cauză, iar obiectivul principal este recuperarea vaccinării copiilor conform programului național de vaccinare. Mizăm pe sprijinul prese pentru ca această campanie să beneficieze de cât mai multă vizibilitate, a declarat Sorina Pinta, ministrul sănătății Campaniile DOR, TUDOR, de informare și vaccinare vor continua și în 2019, având în vedere rezultatele foarte bune obținute în cadrul celor desfășurate anul trecut, care au contribuit la reducerea drastică a numărului de îmbolnăviri de rujeolă și au protejat astfel viața copiilor, dând de asemenea un semnal la nivel național cu privire la importanța vaccinării.